Dragii mei, vorbim astăzi din nou despre frumusețe și am revenit în cabinetul dermatologului, nu numai pentru că apar tot felul de trenduri noi în domeniul esteticii, dar și pentru că noi, cei de acasă, trebuie să avem grijă, din ce în ce mai multă grijă, cu toate procedurile pe care le facem. Așadar, am să-i spun din nou bun găsit Ancăi Răducan. Alina, mă bucur că ai venit. Ești consecventă și s-ar putea să te iau în echipă. Știi deja foarte multe. Să știi că am putea face o echipă bună și asta și pentru că mulți îmi scriu și îmi pun tot felul de întrebări și îmi deschid și eu tot felul de noi foldere și așa descoper și sper să învățăm și pe cei de acasă cu timpul și să înțeleagă mai multe lucruri, dar și să aibă grijă, din ce în ce mai multă grijă, cu toate produsele pe care le folosesc. Asta înseamnă educație medicală până la urmă. Educația medicală nu înseamnă să învățăm să ne autotratăm sau să ne autodiagnosticăm, ci să știm la cine să apelăm, ce anume am putea să facem și ce implică tratamentele acestea, încât să nu ne fie frică să apelăm la medic. Sigur, și aș adăuga eu și să ne ascultăm corpul. Pentru că e foarte important să știm când e momentul potrivit să venim la medic și să punem o întrebare. Vreau să mai subliniez trenduri noi, dacă au mai apărut între timp și ar trebui să ne mai updatăm. Trenduri pe care să le urmăm sau trenduri de care ar trebui să uităm? Și de care ar trebui să ne ferim, pentru că e foarte important. Știi, acum recent la un congres de renume în domeniul esteticii, un reputat chirurg plastician discuta despre celebra procedură Cat Eyes, care implică foarte multe lucruri, printre care fire, injectare cu acid hialuronic, totul pentru a obține acei ochișori de pisică cu sprâncenele destul de mult liftate într-o poziție nefiziologică până la urmă. Și ce spunea el este că le oferă pacientelor o alternativă pe care să o încerce. Sunt acele benzi elastice care efectiv se lipesc de piele, se prind undeva la spate și vei putea avea acei cat eyes pe care ți-i dorești o seară la o petrecere, apoi să revii la normalitate, pentru că sunt lucruri de care ar trebui să uităm. Există mult prea multe riscuri, iar trendurile acestea vin și dispar. Deși multe dintre ele ne îndeamnă să ne îndepărtăm cât mai mult de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu de natural, noi ar trebui să ne redresăm, pentru că toate aceste proceduri, să spunem, unele dintre ele niște aberații, în sensul că te modifică atât de mult la față, încât lucrurile astea trebuie să le privim pe termen lung ce se întâmplă cu tenul. Poate nu vei mai dori să ai Russian lips la un moment dat. Ce se întâmplă când vei vrea să revii la normal? Cum vor arăta buzele? Cum va arăta chipul tău după ce ai injectat anumite lucruri pentru a obține un hiper-efect de volumetrie? Și ce impact are pe termen lung? Deci lucrurile acestea, mai ales despre Russian lips, dacă medicul nu e sadic și pacientul nu e masochist, nu văd de ce ar trebui să fim chiar atât de duri în abordare și să creăm un aspect total nenatural, despre care până la urmă oamenii râd atunci când văd. Știi, este amuzant să vezi până la ce punct, amuzant și trist în același timp, un fel de tragicomedie, din exterior să privești fete tinere care produc niște modificări încât nu le mai recunoști, ar trebui să schimbe buletinul. Și la vârste atât de fragile. Exact, este un impact al trendurilor acestea mediatice, false, până la urmă iluzii ale unui aspect la modă la momentul respectiv. Noi trebuie să știm că la modă va fi întotdeauna natural, sigur, și să ne punem în evidență trăsăturile care sunt punctul nostru forte și să învățăm să corectăm, să ajustăm sau să îmbunătățim lucrurile care poate ne deranjează și care într-adevăr merită să le tratăm. Cu siguranță, asta este și părerea mea. Motivul pentru care însă eu am venit astăzi la tine este să discutăm despre billingul chimic. Pentru că multe dintre doamne, domnișoare sunt tentate să facă un peeling chimic la un moment dat în viața lor din diverse probleme. Și atunci ar trebui să știe ce trebuie să aleagă, în ce loc ar trebui să meargă și la cine să apeleze pentru a-i recomanda ceea ce îi se potrivește.
În linii mari vorbim despre două tipuri de peeling. Peelingurile ultra soft, să le spunem așa, în termen non-medical, sau peelinguri enzimatice, care pot fi făcute într-un salon de cosmetică. Sunt peelinguri ce au ca scop curățarea tenului, o uniformizare a texturii. Sunt peelinguri la care timpul de recuperare este foarte scurt, uneori nici măcar nu există procesul acela de descoamare, de cojire. Pielea poate să fie ușor rozalie, o zi și cam atât. Acestea sunt peelinguri cosmetice. Noi discutăm despre peelingurile medicale, care trebuie privite ca proceduri medicale complexe. Și, prin urmare, pacientele trebuie să le acorde atenție și să înțeleagă toate etapele pentru a nu avea un șoc, să spun, pe parcurs. Peelingurile pot fi utilizate atât pentru îmbunătățirea pe ansamblu a texturii pielii, pentru estomparea ridurilor fine, pentru a corecta mici imperfecțiuni, spre exemplu chiar și tratamente pentru acne sau pentru cicatrici post-acne sau pentru hiperpigmentările acestea post-acne, dar și pentru corecțiile melasmei. Melasma este o problemă dermatologică care afectează foarte multă lume, din păcate, și implică hiperpigmentări la nivelul feței, fie focale, fie generalizate, cu impact estetic destul de important, semnificativ pentru paciente. Aici diagnosticul trebuie foarte bine stabilit, trebuie stabilit un plan pentru acasă, pentru ce trebuie să știe pacientele. Un tratament făcut la cabinet nu înseamnă că ne scutește să avem și noi grijă suplimentară acasă. Discuția cu pacientul în cadrul consultației este primordială, pentru că dacă pacientul nu reușește să înțeleagă care sunt etapele pe care le parcurge în timpul unui astfel de tratament și perioada de recuperare de după, pot apărea semne de întrebare, nemulțumiri, temeri și telefoane. Sigur. Bun. Înainte de toate, tenul trebuie ușor pregătit. Dacă vorbim despre hiperpigmentări, pacientul ar trebui să înceapă un tratament pentru acasă, ce are ca scop calmarea celulelor care produc haotic pigment. Dacă nu le calmăm un pic și nu le pregătim de tratament, riscăm ca după un peeling chimic, ele să producă mai mult pigment. Ce înseamnă această pregătire? Sunt această medicamente pregătire? Care nu neapărat pastile, neapărat. Produse topice, creme care au un ușor efect de depigmentare, care au un efect de stabilizare a melanocitelor, a celulelor acestea producătoare de pigment. Următorul pas este pregătirea înainte de tratament. Este un tratament care implică aplicarea unei soluții pe bază de acizi cu acest scop de a da la o parte, să spunem în termeni populari, un strat de piele. Ce se întâmplă? Practic, tratamentul este ca un fel de arsură superficială. O relaționăm cu expunerea la soare, să spun. Și atunci toate etapele de după tratament, cam astea vor fi: eritem, adică o roșeață mai importantă, ulterior tenul va fi ușor roz, rozaliu, iar în zilele următoare tenul capătă acel aspect ca după o arsură solară. Adică poate să fie mai hiperpigmentat, difuz, pătat, un aspect pătat, mai maroniu. Nu trebuie să ne speriem, să intrăm în panică, pentru că este ceva absolut normal pentru un astfel de tratament. Ulterior, cam din a 3-a, 5-a zi după un tratament, aici diferă, bineînțeles, în funcție de tipul de peeling, de tipul de patologie pe care o tratăm, pielea începe să se descoameze, adică să se cojească încet, încet. Și aici variază de la pacient la pacient. Putem să facem amândouă același tratament, poate cu același produs, în aceeași zi. La tine să înceapă procesul de descoamare conform tenului tău, poate mai devreme, la mine poate mai târziu. Iar gradul de descoamare, de cojire, pentru că pacienții vorbesc între ei, eu m-am cojit mai tare, mai puțin, nu este un element de eficiență, nu prin asta cuantificăm, ci la sfârșitul tratamentului. Ei bine, lucrul acesta sigur că are impact asupra stilului de viață și a interacțiunilor sociale.
Pentru că una este să fie câteva cojițe foarte finuțe la nivelul feței, pot fi acoperite cu fond de ten, deși din punctul meu de vedere arată mai rău când încărcăm tenul. Asta vreau să zic, așa este. Pare încărcat, pare uscat. Descoamarea aceea arată puțin ca ceva care, nu știu, s-a depus pe make-up și parcă e ceva murdar acolo. Iar la alți pacienți, descoamarea se poate produce în fâșii mai groase, cu un aspect impresionant. Lucrurile astea se discută cu pacientul înainte de tratament, pacientul vede anumite fotografii pentru a putea să-și dea seama despre tratament și momentul în care îl poziționăm ca timp. Iarăși, un lucru foarte important, de cele mai multe ori nu se face primăvară cu o singură floare. Sigur. Și atunci și cu peeling-ul este același lucru. Ședințele se fac seriat și au o logică în care le facem. Adică avem, să spunem, prima ședință, iar la o săptămână, 10 zile, în funcție de tipul de peeling, se poate face cea de-a doua ședință dacă fața a evoluat bine și este pregătită. Se fac undeva între 3, 4, 6 ședințe, depinde de tipul de peeling, iar secvențialitatea aceasta trebuie urmată cu strictețe. Pentru că este absurd să facem o ședință de peeling acum și să ne reamintim că avem de continuat tratamentul peste o lună jumate. Trebuie practic să reluăm tot acest parcurs, iar tratamentele de genul acesta trebuie urmate cu strictețe. Pielea va arăta din ce în ce mai bine de la ședință la ședință. Dar spuneam despre pregătire. Pacienții care fac herpes foarte des trebuie să urmeze o pregătire în prealabil, o profilaxie a evenimentelor herpetice, pentru că un astfel de tratament este practic o injurie la nivelul feței, adică un traumatism minor, adevărat, care poate să reactiveze un focar de herpes, cum de altfel și la injectările cu acid hialuronic la buze se poate declanșa un herpes la pacienții care fac foarte des. Pacientul, de altfel, trebuie să știe foarte clar ce are de făcut acasă, pentru că 80% din rezultatul în urma unui peeling chimic depinde de pacient. Dacă pacientul scapă din vedere instrucțiunile pe care le primește, atunci vindecarea poate să fie deficitară, pot apărea hiperpigmentări, se poate vindeca cu semne, cu cicatrici. De ce spun asta? Pentru că pe măsură ce pielea începe să se descoameze, mulți pacienți au tendința de a rupe crustele, de a le îndepărta, de a-și face un obicei din a trage de ele. Și aici trebuie pacienții foarte bine selecționați. Peeling-ul chimic nu este chiar pentru toată lumea. Dacă pacientul nu înțelege și nu și vezi pe parcurs că nu se ține de tratament, mai bine să închei decât să continui, pentru că s-ar putea să meargă într-o direcție pe care nu să-și facă mai mult rău, bineînțeles. De altfel, nu se aplică pe față niciun alt produs decât cele recomandate de medic. Unele peeling-uri vin la pachet cu produse special destinate pe care trebuie să le folosim. Nu se aplică tot felul de măști sau orice altceva. Machiajul este permis într-o oarecare măsură pentru camuflare, dar uneori poate să arate ciudat. În primele zile după peeling, vei vedea și tu, Alina, când îți voi face peeling-ul, că pielea are tendința de a părea ușor îmbătrânită, se accentuează ridurile foarte fine și mai sunt paciente care spui, vai, arăt de 70 de ani. Pe măsură ce se îndepărtează scoamele și tenul începe să capete acea luminozitate, iar ridurile fine încep să devină atenuate, brusc pacientele se văd această întinerire și uniformitatea tenului. Dar trebuie să aibă mare grijă și cu expunerea la soare. De aceea facem peeling-urile în sezonul rece, începem toamna și terminăm undeva prin sfârșitul, să spunem, lunii mai, pentru că și perioada de după ce încheiem aceste ședințe de peeling, este tot o perioadă în care trebuie să acordăm feței protecție și ne referim la protecția cu SPF 50, care este obligatorie și care ne scutește de neplăcerea unor hiperpigmentări. De asemenea, evaluarea pacientului trebuie foarte bine făcută la început, pentru că în cazul melasmei, a hiperpigmentărilor, când de ele discutam, sunt și probleme de natură hormonală care vor determina apariția și atunci trebuie să avem o abordare multidisciplinară. Pacientul trebuie să facă o vizită la ginecolog sau la endocrinolog și împreună să putem trata, pentru că dacă doar ne ocupăm de a trata dermatologic, poate problema este una hormonală și până nu o reglăm... Sigur, toate sunt legate și atunci trebuie să reglăm... Un astfel de peeling chimic, spuneam că poate fi făcut și pentru acne.
Vorbim despre acnea retențională, cea în care predomină foarte multe puncte albe, puncte negre, sunt cele mai păcătoase din punct de vedere al pacienților, pentru că sunt destul de rezistente la tratament, iar tratamentele pe care le facem pentru acasă sunt tratamente care de obicei irită fața și atunci este ușor dificil pentru pacienți, cel puțin la perioada de acomodare. Însă rezultatele sunt spectaculoase la pacienții cu acnee care urmează un astfel de tratament cu peeling, pentru că putem să corectăm și partea aceasta, dar și leziuni active, sigur. Nu dacă este o erupție foarte explozivă pe zona feței, atunci trebuie neapărat să tratăm, să ne apucăm să stabilim un plan de tratament pe care pacientul urmează, nu sărim etape, nu ne gândim că trecem la un tratament dermatologic, corectiv, estetic, cum vrem să-l numim, și nu mai facem nimic acasă. Asta este exclus. Tenul trebuie foarte bine pregătit de către pacient. Aici, la acne, discutăm și despre tratamente medicamentoase pe cale orală, locale, aplicate. Și în funcție de asta putem să facem ședința de peeling. Deci vorbim despre acne retențională cu puncte albe, puncte negre. Aici putem să facem chiar și extracțiile medicale ale comedoanelor și să venim și cu peelingul la finalul tratamentului. Deci se pot combina. Se pot combina într-o oarecare măsură. Și aici aș vrea să te întreb despre tratamentele care se pot combina cu peelingul chimic. Imediat ajungem și la ele. Vorbim despre partea de acne inflamatorie, în care efectiv coșurile, papulele, pustulele respective se usucă de la tratament la tratament și discutăm despre corecții ale leziunilor post-acneice, adică hiperpigmentări, petele pigmentare care sunt foarte rebele la tratament. De multe ori obținem un rezultat terapeutic în câteva luni dintr-o formă de acne gravă și poate răspunde foarte frumos la tratament, ne bucurăm împreună cu pacientul, dar rămân pigmentările și acelea sunt foarte încăpățânate. Trebuie să le corectăm pentru a nu ajunge până la urmă la cicatrice post-acneice, care sunt și mai dificil de rezolvat. Iar în ceea ce privește cicatricile, putem să realizăm astfel de peelinguri, peelinguri medii, și aici împărțirea este mai mult pentru pacienți, peeling superficial, peeling mediu și peeling profund. Pentru noi lucrurile se cuantifică altfel în ingrediente active și posibilități terapeutice. Iar pentru partea de cicatrice se poate face ceea ce numim un peeling hibrid sau un pixel peel, adică peelinguri care să ne crească profunzimea de aplicare la peeling. Spre exemplu, putem să facem dermapen, care este micro-needling, creăm niște mici canalicule, mici găurele la nivelul pielii, dacă e să spunem așa, cu un dispozitiv cu microace, iar la final venim și aplicăm peeling-ul, îi creștem astfel profunzimea. Sigur că și impactul de după va fi unul considerabil, adică roșața, hiperpigmentările acestea post-tratament și descoamarea vor fi un pic mai exacerbate față de varianta clasică. Pentru partea de cicatrice, ulterior, putem să venim și cu alte tipuri de tratamente. Putem să facem și laser, putem să corectăm cicatricile, nu cele foarte ascuțite și foarte profunde. Anumite tipuri de cicatrice pot fi corectate prin metoda subcizilor, adică folosim un ac cu care rupem cumva septurile fibroase, ca asta înseamnă cicatricea, și ulterior injectăm un acid hialuronic cu o densitate foarte fină, pe care cel care este un produs de biorevitalizare, să spunem, care va netezi, va hidrata și va lifta un pic țesutul. Aspectul este vizibil îmbunătățit, durează câteva luni bune și chiar și după nu va mai reveni pacientul chiar la aspectul inițial. Adică astfel de tratamente combinate dau un impact vizual wow, rapid, pentru că de multe ori la laser recuperarea este mai anevoioasă. Costurile sunt foarte mari și apare ușoară sensibilitatea pielii care te obligă un pic să mai aștepți înainte de a face altceva, să mai corectezi textura. Iar la peeling spuneam că tratamentul se face undeva între 7-10 zile, următoarele sesiuni de tratament, și se aplică pentru acasă o schemă simplă în perioada respectivă de hidratare, de reparare. Peelingurile pe care le folosim, cele medicale, unele dintre ele au niște protocoale foarte bine standardizate, în așa fel încât riscurile să fie minime, totul este pus cap la cap, în așa fel încât pacientul să obțină cele mai bune
rezultate. Există un disconfort în timpul peelingului pe care trebuie să-l menționăm, să fim fair, în sensul că pacienta resimte o ușoară arsură locală, o senzație de căldură. La unii pacienți disconfortul e minim, alții îl resimt mai intens, dar îi reasigurăm că lucrul ăsta este de scurtă durată, este doar momentul aplicării peelingului, iar la final venim cu o mască post-peel, care efectiv ia durerea sau disconfortul cu mâna. Deci în momentul în care am aplicat-o pe aceea, în 10-15 minute, nu se mai resimte niciun fel de durere sau disconfort.